scandal cu iz electric la internatul Liceului Tehnologic George Barițiu din Oradea, unde mai mulți copii ar fi primit o doză de electroșocuri de la cei care ar fi trebuit să-i apere. Toată întâmplarea a fost descrisă de senatorul USR Vlad Alexandrescu într-o postare pe Facebook. Jandarmeria aplică electroșocuri copiilor cu probleme psihice. Câțiva părinți mi-au scris că jandarmii care ar trebui să-i protejeze pe copii îi abuzează în cel mai teribil mod cu putință. Din relatările lor, jandarmii se comportă ca niște brute. Intră în camerele copiilor, le aplică lovituri și electrocutează cu electroșocuri. Copii cu grave probleme psihice, care în locul tratamentului unor specialiști primesc lovituri și șocuri. Jandarmeria română s-a apărat printr-un comunicat de presă care spune franc: noi nu asigurăm paza în școala respectivă. Și asta nu e tot. Surse oficiale din cadrul instituției au infirmat că jandarmii ar avea măcar asupra lor aparate cu electroșocuri. Jandarmeria Bihor nu a fost solicitată și nu a executat misiuni de pază la internatul Liceului Tehnologic George Barițiu din Oradea, cu atât mai mult cu cât legea 550 din 2004 și legea 333 din 2003 prevăd expres că jandarmeria română poate asigura paza unor obiective, altele decât cele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, doar prin hotărâre de guvern. Și cam atât. Adevărul adevărat nu-l știe nimeni. Așa că, la final, rămâne o singură întrebare. Ce se întâmplă cu copiii României atunci când nu au părinți să-i apere?